este pentru persoane, pentru... Și nu trebuie să aveți licență pentru persoane? Pentru speciale văd că nu mi-a dat. Pofia conformă. Văd că nu mi-a dat pentru speciale. Le-am în tramică, le uitai acolo. Șoferul autobuzului părea căzut din lună în momentul în care a fost abordat de către polițiștii rutieri. Nu avea la el nici actele autovehiculului, nici licența de transport și nici permisul de conducere. Dați-mi licența pentru cursă specială. Nu aveți, nu? Nu, văd că nu am, că de aia să sun la autogară. Cum plecați în cursă fără să aveți aceste documente? Obligatorii. Cum vă numiți? Lăța Alexandru. Am să vă rog să nu stați de seama de mașină, eu n-am stat la dumneavoastră. Da. Să vă verific și la dacă aveți licență, dacă nu o să trebuiască să vă iau numele. Plăcuțele de înmatriculare au fost ridicate de către polițiștii de la biroul rutier, așa că autobuzul a fost indisponibilizat. O parte dintre oameni au plecat pe jos către locul de muncă, alții s-au urcat într-un alt autobuz pentru a ajunge la serviciu. Grăbiți să ajungă la serviciu, o parte dintre muncitori nu au mai așteptat să fie preluați de un alt autobuz și au plecat pe jos. Dacă noi stăm acum, ce facem? Nu ne ia nimeni, avem de schimbat tura la serviciu. Ce tură de schimbat la serviciu? Ne țin aceea. Noi avem să oameni de schimbat la tură. Noi cu domnule, ne-au deschis ușa să luăm încăldura aia. La maică și după aia intrați în autobuz și ceri informații. Ce n-ai cu... Ne bate în joc. Domne, trebuie să ajungem la servici. Trebuie să ajungem la servici, avem ture de schimbat. Se putea rezolva și altfel problema. Putea veni autobuzul și... O să mergeți pe jos acum, până la serviciu. Nu merg pe jos. La serviciu eu cu ce să mă... Polițiștii au aplicat firmei la care lucrează șoferul autobuzului o amendă în cuantum de 8.000 de lei. Serviciul rutier a derulat astăzi pe toate drumurile naționale o acțiune ce are ca scop atât verificarea legalității transportului rutier de marfă și persoane, dar și reducerea accidentelor de circulație în care sunt implicate autovehicule ce fac acest gen de transport. Din păcate, surprizele nu au început să apară sau au apărut de la primul vehicul transportat. Am identificat pe timpul acțiunii autovehicule care nu respectau condițiile legale pentru efectuarea acestui fel de transport. A fost oprit un autobuz care transporta muncitori la o fabrică de aici din zonă. Nu avea șoferul niciun act, nu va prezenta niciun act, motiv pentru care a luat o amendă usturătoare. Înțeleg că și autobuzul a fost indisponibilizat. A fost aplicată o amendă în valoare de 8.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale referitor la acest fel de transport. Toți pasagerii aflați în vehicul au fost transbordați într-un alt vehicul care a derulat cursa în condiții optime. Polițiștii de la biroul rutier au organizat astăzi filtre la toate intrările în municipiul Robeta Turnu Severin, dar și în alte localități ale județului Mehedinți.